Azi, 5 octombrie, pomenim pe sfinții mucenici Galaction și Epistimi din Emesa. După prorocia călugărului Onufrie, care i-a botezat familia, acest prunc va urî viața aceasta pământească și va dori pre cea cerească. Deci, Galaction și logodnica lui Epistimia, hotărându-se să-și păzească fecioria, și-au împărțit săracilor averea lor și s-au făcut amândoi monahi în slujba lui Hristos, nevoindu-se în rugăciuni și ascultare, arzând ca două făclii în dragoste de frați. O vorbă din bătrâni spune că dacă în aceste zile se scoate pătrunjel din pământ și are rădăcină lungă, va fi o iarnă lungă.